O pălărie care să ne protejeze de soare și o sticlă de apă ne pot salva de neplăceri în aceste zile caniculare. Trebuie să nu ne expunem, bineînțeles, la soare, să ne hidratăm. Aș indica apa minerală, pentru că noi transpirăm minerale și trebuie să înlocuim mineralele. Apa plată este apă fără aceste suplimente și atunci poate să dea crampe prin deshidratare. În intervalul 12-16 este bine să evităm expunerea la soare. Dacă totuși treburile cotidiene nu ne permit să stăm la umbră, ideală este o vestimentație deschisă la culoare. Nu se recomandă hainele strâmte din materiale sintetice și nici încălțămintea incomodă și închisă pe picior. Din acest punct de vedere, năvodărenii spun că știu cum să se protejeze de efectele caniculei. Da, între orele 12 și 14 e bine să ne ferim. Mai ales persoane care suntem cu o vârstă mai înaintată. Am înțeles. Indiferent. Ne respectăm cu apă minerală. La 12 intrăm înăuntru că și un pahar de apă rece, un suc rece. Am dat la plajă dimineața și după amiază. Specialiștii recomandă totodată folosirea unei creme de protecție, mai ales că expunerea prelungită la soare poate conduce la îmbătrânirea pielii. În cazul copiilor, factorul de protecție trebuie să fie mai ridicat.